Pentru ca să creăm un profil aerodinamic standardizat, avem nevoie să accesăm site-ul airfoiltools.com. Aceasta este o platformă, o bibliotecă de profile aerodinamice și eu de aici voi selecta la întâmplare un profil simetric de tip NACA 005, de exemplu, voi merge la detalii și voi copia parametrii profilului din funcția source.file. Aici, prin combinația de taste Ctrl A, voi selecta și voi copia acești parametri. Apoi îi voi salva pe un fișier pe desktop de tip TXT. Dăm denumire NACA 0015. Lipim valorile copiate. Și aici avem pentru fiecare rând de cifre, vom introduce cifra 0 prin spațiu în felul următor: 0 spațiu 0 și tot așa până la ultimul rând pentru fiecare în parte. Apoi vom merge și vom șterge titlul din ACA 0015 pentru că ne va crea probleme dacă nu ștergem și salvăm acest fișier. După care va trebui să fie introdus în programul de proiectare SolidWorks. Vom selecta fișier nou, piesă, apăsăm OK. Mai departe vom merge în meniul scris Features, apoi opțiunea Curves, curvă prin 3 puncte X, Y și Z. În această fereastră apărută vom introduce locația unde se află fișierul TXT al salvat mai devreme, Browse. Aici indicăm TXT file. Căutăm fișierul NACA 0015, apăsăm Open. Veți observa un punct galben aici la mijloc, atunci este totul bine. Apoi apăsăm OK și apăsăm aranjarea în vederea principală. Mai departe, voi selecta Front Plane, voi merge la Sketch. Apoi voi selecta opțiunea Convert Entities, după care în această fereastră voi introduce schița care vreau eu să o convertez. Voi selecta coarda, apăsăm OK. Acum această coardă va trebui să fie închisă. Trasăm linia asta de închidere și am primit o schiță unui profil aerodinamic de dimensiunea 1 mm. Acum voi mări lungimea acestei corzi mai mult atât cât doresc eu. Ca de exemplu, prin opțiunea Scale putem să introducem o altă dimensiune. Se face în felul următor. Aici selectăm toate schițele care vrem noi să le mărim în dimensiune. Apoi, în această fereastră, indicăm punctul de unde are loc creșterea profilului. Și aici introducem valoarea de 200 de milimetri. Apăsăm Enter, apoi OK.
aranjăm vederea principală și am primit un profil de lungimea de 200 de milimetri și acum îi vom da material sau îi voi adăuga material sau grosime. Mergem la meniul scris Features, extrudare. Aici vom introduce valoarea de 200. Apăsăm OK. Și am primit un model de profil aerodinamic după parametrii introduși din Airfoil Tools.